La parohia Soborul Maicii Domnului Titan din capitală a avut loc astăzi premierea elevilor care au participat la 22-a etapă a Olimpiadei de Meșteșuguri Tradiționale Faza pe municipiul București. Însoțiți de părinți și cu mari emoții, elevii au pășit rând pe rând în fața Sfântului Altar, unde au fost recompensați cu diplome și aplauze. Este pentru a doua oară când biserica noastră este gazda un eveniment important în care 240 de elevi, aparținători a 22 de școli din municipiul București, au fost premiați în cadrul Olimpiadei Meșteșugurilor Tradiționale Artistice Românești. Copiii îmbrăcați în costume populare și-au prezentat lucrările, acestea constând din icoane pictate pe lemn și pe sticlă, împletituri, ouă încondeiate, măști și toate aceste lucrări având un profund caracter tradițional românesc, autentic. Organizatorul acestei olimpiade și implicit al premierii copiilor participanți este Școala Generală 21 Liviu Rebreanu, doamna profesoară Tremurici Ileana, ocupându-se ca și în anii trecuți de această premiere. Pentru noi este o bucurie și o încadrăm în cadrul parteneriatului educațional pe care noi îl avem cu Școala 21 Liviu Rebreanu, care se și află în vecinătatea bisericii noastre. De-a lungul anilor noi desfășurăm mai multe evenimente împreună. Copiii din această școală sunt prezenți de sărbătorile mari creștine, de Crăciun, de Paște, dar și cu alte ocazii în biserica noastră. Cu ajutorul inspectoratului am lansat această ofertă de a participa copiii la olimpiadă și în cadrul sectorului 3 copiii vin la școala gimnazială Liviu Rebreanu, unde sunt și profesor coordonator, sunt înscriși în cadrul pepinierei de talente. Clubul meu se numește Mâini Maestre. Și acolo am fost premiați cu trofee și cu premii speciale. Faza națională a Olimpiadei de Meșteșuguri Tradiționale se va desfășura la Muzeul Civilizației Tradiționale Astra din Sibiu, în perioada 25-30 iulie. În ce clasă ești tu? A doua D. Ce a însemnat pentru tine participarea la acest concurs? Ești la prima experiență de acest fel? Am fost și anul trecut la Sibiu, am sperat că o să fiu iarăși, pentru că a fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o și m-a adus mai aproape de bunici, străbunici și de meșteșugurile care se practicau acum mult timp. Ce premiu ai câștigat astăzi? Astăzi am câștigat premiul întâi special și voi ajunge la Sibiu. La ce secțiune? Sunt pe păpuși și anul trecut am fost tot pe păpuși. Ce înseamnă păpușile tradiționale pentru tine? Păi nu m-am gândit să mă duc la măști sau la împetrituri, m-am gândit să fie ceva un meșteșug copilăresc, adică o jucărie face orice copil bucuros. Ce ai învățat din această experiență? Că arta și pictura este frumoasă. Ce ai pictat? Spirale dansatoare. De unde te-ai inspirat? De la modele tradiționale și mai multe I. Ce premiu ai câștigat astăzi în cadrul concursului? Am câștigat locul al doilea. La ce secțiune? La secțiunea de încondeire a ouălor. Ce a reprezentat pentru tine acest concurs? Ești la prima participare? Da, sunt la prima participare. Pentru mine acest concurs a reprezentat în primul rând credința față de Dumnezeu, pentru că modelele mele de ouă am folosit și modelele de cruci. La a câta participare ești în acest concurs? Sunt la a cincea participare și pe faza pe București și pe cea națională. Pe faza națională. Ce înseamnă o fază națională a acestui concurs? Reprezintă faza pe țară, de unde vin toate județele din România. Și acolo ne jurizăm din nou. Astăzi ce premiu ai câștigat? Astăzi am luat din nou locul întâi special. Pentru ouă încondeiate, nu? Da. Am câștigat premiul întâi la secțiunea pictură naivă. Ce reprezintă pentru tine pictura naivă? Pictura naivă pentru mine reprezintă un hobby pe care îl practic de mică și am încercat să îl fac să fie tot mai bun. Ești la prima participare în cadrul acestui concurs? Da. Și prima participare, primul premiu, întâi. Da. Te bucuri? Foarte tare. Ce vrei să faci pe viitor? Vreau să continui meșteșugul și să avansez în practică. Elevii sunt invitați să participe și la tabăra de creație de la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București, ce va avea loc în perioada 3 iulie-11 august.